În municipiul Zalău s-a desfășurat recent campionatul național de box masculin rezervat cadeților. La această întrecere prezenți au fost și 4 sportivi legitimați la CSM Mușcel Câmpulung, iar 3 dintre aceștia au urcat pe podiumul de premiere. Niciunul nu a obținut titlul național, însă 2 dintre aceștia au boxat în finală. Mihai Crângaru, elevul antrenorului Gheorghe Vlad, a obținut medalia de argint la categoria de greutate 41 de kg, la fel ca și Florin Alexandru, elevul antrenoarei Diana Ungureanu, la 48 de kg. Al treilea sportiv medaliat, Ionel Boceanu, și el, eleva la antrenoare Diana Ungureanu, a obținut bronzul la categoria de greutate 52 de kg. Medalii au obținut recent și sportivii secției lupte de la CSM Mușcel Câmpulung, sub îndrumarea antrenorului Anton Arghira. Aceștia au participat la Cupa Cetate Ardud, un turneu amical internațional ce s-a desfășurat la Satu Mare. Mușcelenii au obținut în total 6 medalii, toate de bronz: Alex Lazar, Vlăduț Bunel, Vlad Neferu și Gabriel Fianu la cadeți, Alexandru Boșneag și Gabriel Herțoiu la juniori. Vizitează sportinmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și în video. sportinmuscel.ro. Sportul în muscel, secundă cu secundă. Originar din comuna Stâlpeni, Georgian Mormolea, atacantul formației CSM Ioveni 3, liderul Seriei Nord, este golgheterul absolut al fotbalului mic județean la jumătatea sezonului. În cele 13 etape jucate, Mormolea a marcat de 38 de ori, fiind runde în care mușteleanul a marcat chiar și 7 goluri într-o singură partidă. Ceilalți golgheteri din fotbalul mic județean sunt Alin Rista, CS Albota în divizia D, 32 de reușite, Cătălin Zaharia, Voința Budeasa, în seria Centru, 32 de goluri, și Ionut Stoian, Energia Stolnici, seria Sud, 23 de goluri marcate în turul de campionat. În zona Mușcel, alături de George Mormolea, pe podiumul principalilor marcatori ai seriei Nord, se mai regăsesc Cristian Duțan, asesitul Golești, și Cătălin Gheorghe, Vulturul Vulturești, câte 15, respectiv 12 goluri.